Doamnelor și domnilor, continuăm campania Succes la Feminin, campanie derulată de postul nostru de televiziune, Dareghin TV, în săptămâna ce precede ziua de 8 martie. Așa că, în ediția de astăzi, facem cunoștință cu un nou Succes la Feminin. Este vorba despre doamna Alina Leorda. Bine v-am găsit! Bine ați venit și mă mulțumesc că mi-ați călcat pragul. Ce înseamnă succesul? Succesul, dacă mă întrebați, este... Nu știu, mă blocați, pentru că e vorba de nu neapărat o bucurie, nu neapărat o bunăstare, ceva care face bine și familiei tale, și familiei angajaților tăi și cred că, nu știu dacă mi se potrivește mie neapărat succes, cuvântul succes când e vorba de mine. Eu v-aș putea povesti, mai bine spus, cum se poate merge mai departe. Cum la un moment dat, dintr-un necaz, dintr-o pierdere, încerci să te duci mai departe pentru familia ta, pentru cei care ți s-au alături și probabil că aici vă dați seama că înseamnă nopți nedormite, înseamnă muncă și asta o faci singur, dacă până mai ieri o făceai în doi, nu e ușor. Ce le putem spune femeilor care au trecut prin o tragedie asemănătoare? Ce pot să le spun? Că să-și găsească energia și puterea în oamenii de lângă ele și e valabil cu iubește-ți aproapele. Până la urma urmei, dacă ceea ce faci, faci cu inimă și cu suflet și îți ocupi tot timpul, apar și rezultatele. Nu cred că e ușor de la început. Rezultatele nu vin imediat, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, și cu salonul și așa cum se întâmplă cu toate. Trebuie să ai răbdare, trebuie să ai și încredere. Ziua de 8 martie, ce semnificație are pentru dumneavoastră? Pentru mine a fost și rămâne o zi ca toate celelalte. Cu toate că în anii din urmă mai petreceam, o mai făceam așa organizat, acum nu mai îmi doresc același lucru, îmi doresc să o petrec cu angajații mei și să mă bucur în fiecare zi ca și de 8 martie. Deci dacă aș primi zilnic câte o floare, nu m-aș supăra. Ar fi un cadou frumos și până la urma urmei femeile astea trebuie să primească mulțumiri, zâmbete, flori în fiecare zi, dacă se poate. Și un mesaj pentru toate femeile care ne privesc? Un mesaj este să le spun eu să fie puternice, dar nu știu să le dau și rețeta, pentru că nu există și nu este o rețetă a succesului. Rețeta este în fiecare dintre noi. Dar dacă ești răbdător, dacă ești bun, dacă poți să fii și iubibil până la urmă, pentru că nouă ne place foarte tare melodia asta cu iubibilă, atunci o pomenesc și spun că se poate întâmpla și așa ceva.